Bună seara, discutăm despre probleme, despre Siret, despre ce se întâmplă acolo, despre plecarea investitorului strategic de la Siret, despre locuri de muncă care au dispărut, despre oameni cu probleme, despre o primărie care a pierdut finanțare, a pierdut bani, toate astea le discutăm aici cu primarul de Siret, domnul Adrian Popoi. Bună seara, bine ați venit! La mulți ani, domnule primar! La mulți ani, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor Cromtel TV! Suntem, cum să vă spun eu așa, la răscruce, pentru că discuția e foarte, deja foarte, foarte animată vis-a-vis de plecarea HS Timber, sper să nu greșesc denumirea, plecarea de acolo, dumneavoastră practic se discuta la vreme că Rădăuțul și Siretul, cred că e mai degrabă Siretul și Rădăuțul, pentru că vorbim despre o fabrică, sau mă rog, o fabrică aflată la Siret, și plecarea lor a produs deranj, ca să folosim un cuvânt foarte elegant. Oameni dați în șomaj, și asta deja creează o problemă socială, și vorbim despre Siret, nu stați foarte bine, să spunem, în zona asta a locurilor de muncă, pe de o parte, pe de cealaltă parte o să dezvoltăm un picuț și pierderea dumneavoastră, dacă este să vorbim de administrația locală, respectiv primăria Siret, pierderea financiară. Dar să rămânem prima dată în zona socială. Ce a însemnat plecarea Timber, și o să discutăm și despre motivele plecării, într-o oarecare măsură, atât cât aveți dumneavoastră informații, cât avem și noi și încercăm să le punem cap la cap. Din nefericire, subiectul închiderii fabricii din Siret și al fabricii din Rădăuți pe jumătate, al HS Timber, este un subiect nou, dar mie mi se pare că a trecut foarte mult timp de la data de 19 ianuarie, când am primit un telefon de la directorul fabricii din Siret, domnul Horea Mitrea, care m-a anunțat pur și simplu nonșalant și ieri foarte speriat și cumva afectat de această decizie luată de domnul general Schweighofer, cum că fabrica din Siret pe 30 martie va fi închisă. Recunosc, cu câteva zile înainte am discutat cu dumnealui, mi-a povestit că sunt ceva probleme, e posibil un schimb să pice din cauza faptului că nu este un buget extraordinar pe anul acesta 2022, dar asta însemna undeva 50-60 de oameni care vor fi disponibilizați. Lovitura a fost intempestivă. Se pare că hotărârea a fost luată de domnul Gerald Schweighofer, care este patronul acestei firme și el decide dacă continuă sau nu activitatea într-un anumit punct de lucru, la o anumită filială, și a venit așa ca un trăsnet. Sigur, pentru noi orașul Siret reprezintă o mare lovitură. Recunosc că în orașul Siret este doliu, oamenii sunt extrem de supărați. Pentru noi, autoritatea locală, sunt și un om empatic și sigur că îmi pare rău de cele întâmplate la Siret. Prioritatea numărul unu pentru noi este grija pentru cei 300 de oameni de la Siret, plus cei 300 și ceva de la Rădăuți, undeva probabil avem acolo 200-250 de sireteni. Dar ne interesează foarte mult ca aceste locuri de muncă să rămână acolo și oamenii, într-adevăr, să primească o undiță, dacă se poate. Va fi greu, într-adevăr, decizia domnului Gerald Schweighofer este una irevocabilă, este destul de clar lucrul acesta. Ați încercat să vorbiți dumneavoastră cu el sau pur și simplu doar cu cel care conduce destinele încă până pe 30 martie? Am discutat, a fost o ședință comună vineri la societatea din Dornești, unde au fost prezenți la acea teleconferință domnul general Schweighofer și primarii din Siret, Rădăuți, cei doi directori de fabrici și prefectul județului Suceava, care a avut un comportament extraordinar venind în sprijinul nostru și chiar el ne-a sunat și ne-a spus ce pot face eu pentru voi, pentru dumneavoastră, vă pot ajuta cu ceva. De aceea am vrea să dăm o undiță oamenilor. Nu vrem
să acordăm acele pachete sociale. Sigur, aceste pachete sociale vor veni din partea fabricii. Statul român, din nefericire, nu poate ajuta foarte mult acești oameni care vor pleca în șomaj. Gândiți-vă că un ajutor de șomaj este pentru o persoană maxim 600 de lei pe lună. Deci trebuie să ai câțiva ani buni lucrați ca să iei 600 de lei. Deci gândiți-vă că sunt familii, soț, soție, lucrează acolo, au copii, au credite și așa mai departe. Situația este destul de tragică. Și chiar semnalul angajaților de acolo este unul foarte clar. Vrem să muncim, vrem să mergem mai departe. De ce, încă o dată spun, prioritatea noastră numărul 1, numărul 0 este să găsim o variantă la acest necaz. Sigur, nu depinde foarte mult de noi, de primăria Siret, dar ne implicăm, avem tot felul de contacte cu oameni de afaceri, cu cei de la Camera de Comerț, de exemplu română-germană, unde zilele următoare, cu acordul celor de la fabrica Timber, vom apărea în newsletter-ul celor de acolo, de la Camera de Comerț. Poate vom veni în contact și cu oameni de afaceri din Germania. Avem deja semnale din România, cum că ar dori unul altul, ar fi interesat de fabrică. Avem și din altă țară. N-aș vrea să creez deocamdată iluzii de șarte și așteptări senzaționale, fiindcă noi ne implicăm, încercăm, ne dăm silința să găsim un eventual investitor care să reușească să acopere acest gol creat prin plecarea firmei Timber. Ne implicăm, deja avem acordul tot acestei firme ca toți cei care întreabă să se adreseze celor care conduc destinele firmei direct de la Viena. Este vorba de două persoane de acolo care se va ocupa de această vânzare a firmei din Siret, eventual Rădăuz. Dar cel puțin noi la Siret facem lucrul acesta și o facem cu tenacitate. Credeți-ne că încercăm pe cât posibil să ne ocupăm în primul rând de aceste lucruri, deși sunt și alte probleme care au venit cumva, au dat năvală peste noi. Știți, a curs foarte multă discuție, cel puțin în zona online, foarte multă discuție vis-a-vis de această plecare, să spunem așa, intempestivă, neașteptată a celor de la Timber. Și discuțiile au mers și în zona, să spunem, în zona celor care, în zona ONG-urilor sau, mă rog, a celor care se ocupă de partea asta, să spunem, de lemn de frișat, legalitate și așa mai departe. Au fost o felul de discuții legate de, nu știu, de faptul că au supărat sau, mă rog, s-au supărat, sau, cel puțin Schweighofer, Gerald s-a supărat și motivat și de asta a plecat. Bănuiesc însă că lucrurile nu stau doar aici. Nu știu de ce am eu senzația că supărările poate au fost mai multe. Trecem printr-o perioadă pandemică și eu cred că e posibil ca până la urmă investitorul, unul strategic, trebuie să recunoaștem, care a făcut și foarte mult bine și o să discutăm și despre asta, pe lângă faptul că a făcut și bani aici, a decis să plece. Poate, eu știu, organele, nu știu, nu dacă e spus, ești tu, poate statul român nu l-a privit cu încredere, poate nu l-a privit cu prietenie, poate noi nu facem, vorbind ca și entitate, poate statul nu face ceea ce ar fi trebuit să facă și poate omul nu este obișnuit să fie, nu știu, să fie tratat în modul ăsta. Și am să vă spun și de ce. Am să dezvolt un pic. Mi-au ca minte un prieten de-al meu, o cunoștință de-a mea, îmi spunea despre faptul că a plecat să deschidă un business și a vândut business-ul și a plecat în Germania. Casă, construcție, am tot povestit de chestia asta. Și a transformat o locație, respectând legea, nu altfel, a transformat o locație într-un motel ceva, știți? Ei, și spunea despre faptul că autoritățile de acolo, plecând de la primar până la organele, nu știu, fiscale, toată lumea i-a venit ca și partener, chiar dacă el nu era foarte în regulă. Pe când lucrurile la noi stau un picuț altfel. Care a fost punctul de, nu știu, de plecare? Adică sau au fost, nu știu, mai multe lucruri care au deranjat? Ce credeți dumneavoastră, domnule primar?
Da. Suntem la o discuție, știți, doar noi între noi, nu ne vede și nu ne aude nimeni. Lucrurile acestea au fost discutate inclusiv cu patronul firmei. A explicat și el în mare de ce a luat această decizie. N-am aflat lucruri noi, dar am să vă le povestesc așa foarte pe scurt și pragmatic, încercând să explic cât se poate de bine un gest care cu siguranță domnul general Schweighofer nu l-a dorit. În primul rând, lipsa materiei prime. La Siret, spre exemplu, anul trecut, cu siguranță, dar a fost și într-o proporție foarte mare și în anul 2020, materia primă a fost 100% din import. Gândiți-vă ce înseamnă să aduci din import cheresteaua... Haideți să luăm de la capăt. La Siret, da. Deci dumneavoastră îmi spuneți acum, toată cheresteaua pe care o prelucra 100%. Practic timber, da. Acolo, fabrica de acolo, era toată adusă din afară. Și știți de ce am încercat să punctez povestea asta? Pentru că dacă mergi în zona cealaltă, zice, bă, ăsta a tăiat toate pădurile, le-a făcut flenduri. Și dumneavoastră îmi spuneți că la Siret s-a lucrat cel puțin în 2021, 100%, în totalitate, da. 100% cu cherestea adusă din afară. Exact. Doar din Ucraina sau și din alte zone? Pentru că era o întreagă poveste, că a dus din Ucraina, că a dus din nu știu unde. Știți, mă rog, se discuta la vreme de cu așa ceva. Gândiți-vă că în afară de Ucraina, Belarus, Rusia, au fost adusă cherestea din Germania, din Slovacia sau din Cehia. E ușor așa paradoxal. Da, chiar paradoxal. Dar ăsta este purul adevăr. Mai mult, deși materia primă, clar, a fost destul de scumpă, dar nu acesta a fost principalul impediment. Ni s-a reproșat despre faptul că, din nefericire, în ultimii 32 de ani, nu s-a întâmplat nimic în zona noastră, în Moldova, în ceea ce privește infrastructura rutieră și feroviară. Aici foarte adevărat. Nu s-a făcut mai nimic. Fac puțină politică. Din anul 2019 se discută pentru prima dată de autostrada care se ajunge la Siret. Pașcani. Da, până la Pașcani se discuta, au fost hotărâri de guvern date până atunci. Deci în anul 2019 există un contract de finanțare cu cea mai mare companie de proiectare din țară, urmând ca până la finele anului 2022 acum să se termine studiul de fezabilitate, proiectul tehnic și caietul de sarcini pentru scoaterea la licitație a construcției tronsonului Siret-Pașcani. Se va vedea acest tronson unde va fi, cum va fi finanțat, prin program operațional regional, prin program național de redresare și reziliență, cu siguranță nu. Prin program operațional infrastructură mare. Oricum, mai sunt și alte variante de finanțare, dar se vor găsi resurse soluții. Și soluții cu siguranță. Dar, în sfârșit, nu avem nimic. Un transport de marfă de la Siret la Brașov, în general, transportatorii, din nefericire, n-am înțeles de ce făceau așa, dar probabil așa erau învățați, toată marfă era transportată către Transilvania, Ungaria și Germania sau alte state din vestul Europei, mai puțin prin Ucraina. Lucrul acesta funcționează, numai că se pierde foarte mult timp prin vâmi, dar sunt acei timp de pauză care trebuie efectuați. În sfârșit, aici discuțiile pot continua. Deci, costurile erau foarte mari, inclusiv la transport. Mai mult, infrastructura feroviară. Gândiți-vă că se circulă astăzi cu o medie de 18 km la oră pe transportul de marfă. Deci marfa venea din Germania în câteva zile, poate în Ungaria, din Ungaria până la Siret mai făcea o săptămână sau două săptămâni. Și nu știa unde este marfa, n-aveau niciun fel de relații cu cei de la CFR să înțeleagă ce se întâmplă. Gândiți-vă că și acea marfă se deteriora până la urmă. Au avut și marfă deteriorată, care nu s-a mai putut folosi în procesul de producție. Cred că aceste două motive principale
alături de cireașa de pe tort, să spunem acum la modă, creșterea prețurilor energiei termică și gaz. Acum, la bugetul din anul 2022, care se dorea a fi construit pe profit, era destul de greu de găsit modalitatea... De văzut profitul, practic. Modalitatea prin care agentul economic să obțină acel profit. Impredictibilitatea prețurilor aici, iarăși a fost un reproș adus și iarăși un reproș general. Oamenii de afaceri toți se plâng de lucrul acesta, nu numai patronul firmei. Sigur că da. Da, și acest lucru a fost privit așa, cu reticență și da, ce fac agenții economici, ce fac eu, evident ce vor face și ceilalți, că sunt semnale, IMM-uri nu funcționează, sunt închise sau nu își pot desfășura activitatea sau își limitează cât pot de mult activitatea, dar lucrul acesta clar dăunează bugetului de stat al României și vor fi încet, încet probleme și la nivelul finanțelor publice. Plus, cred că se mai adaugă încă două aspecte. Acestea sunt aspecte așa generale care au fost transmise foarte discret, să spunem. Unul este acela al umilinței la care a fost supus firma, patronul, de către statul român. Statul român constituit în... care e constituit din organisme ale statului care au stat și au vegheat excesiv până la urmă sau cu exces de zel activitatea firmei respective. Aici n-am să dau denumirea instituțiilor, fiindcă deja am făcut cumva o mică greșeală și am spus de aceste aspecte și am văzut că am deranjat undeva. Am văzut materiale, domnule primar, cu puncte fixe la poarta, la poarta fabricii, care nu făceau nimic altceva decât să vină și să găsească nod în papără, 2 metri, 3 metri și așa mai departe. Exact. Până la urmă, știți, care n-aveau niciun fel de relevanță, pentru că în gestiunea firmei, am văzut la un moment dat, din discuții, orice plus găsit era... trecut, era, să spunem, trecut în inventar, adică nu era o poveste care se pierdea nu știu unde. Orice se găsea în plus până la urmă, intra în gestiune, firesc, normal, așa cum ar fi trebuit. Numai că, într-adevăr, da, se poate spune și așa, o umilință, pentru că te ia, te umilește și te spune, bă, nu mai este prezumția de nevinovăție sau prezumția de, nu știu, de om bun care face un business acolo până la urmă, un business care, pentru zonă, a reprezentat ceva. Da, era și este, a rămas încă un investitor strategic. Și acest lucru s-a văzut destul de clar, că atacurile acestea gratuite, făcute de statul român prin instituțiile sale, au deranjat foarte, foarte mult. Și un operator economic cinstit, corect, sunt convins, marfă la negru. V-am spus acum, în anul 2021, la Siret, doar marfă din import. Cum poți aduce din import nu știu ce marfă care poți să o introduci la negru în evidența contabilă, este absolut imposibil. Deci nu există, nu suntem la un magazin mic. Aici oamenii lucrează curat, corect. Știam datele financiare ale firmei respective. Au fost... Dar sunt publice! În decursul timpului, exact, se vede profitul. Firmele Schweighofer, firma Eger, au fost întotdeauna fruntașe. Datele transmise de către Ministerul de Finanțe din Suceava, adică profit, impozit, donații și sponsorizări către Primăria Siret, către Primăria Rădăuți, către ONG-uri care au ajutat pe cei aflați în nevoie. Deci lucrurile acestea s-au văzut. Acum toate acestea adunate probabil l-au făcut pe domnul Gerald să renunțe la Siret. Sigur, noi suntem disperați, încercăm, după cum v-am spus, să găsim soluții. Soluții.
Și să vedem ce va fi în continuare, dacă vom reuși poate să aducem un investitor cu ajutorul bunului Dumnezeu, cu ajutorul nostru, cu ajutorul poate al lui domnului patron, care probabil mai are și el conexiuni la nivelul acesta al oamenilor de afaceri, care lucrează cu lemn, fiindcă și acest lucru trebuie amintit, dar noi în continuare facem demersuri să revitalizăm și să mișcăm mediul de afaceri în parcul industrial. Lucrurile acolo funcționează. Deja se construiește un centru de învățare permanentă. Din primăvară începem construcția parcului științific și tehnologic. Se aduc utilitățile, se construiește chiar zilele acestea, chiar dacă este frig afară, se lucrează la drum. Deci, cumva ne mișcăm și încercăm să găsim soluții ca acest gol nenorocit să-l putem acoperi. Știți, vreau să punctez un lucru și o să discutăm despre ce vă propuneți și ce gânduri aveți vis-a-vis de administrația din Siret pe care o conduceți în anul 2022 prin prisma proiectelor pe care le gestionați. Dar vreau să vă spun că, știți, până la urmă, în județul Suceava, exploatarea lemnului de-a lungul timpului a fost la ea acasă, a fost de bază. Eu mi-aduc aminte de vremurile de tristă amintire, ca să zicem așa cu ghilimelele de rigoare, cele de până în 89, când Suceava avea combinatul de prelucrare a lemnului, acel vestit CPL, fost CIL înainte, cu combinatul de industrializare a lemnului și care producea evident în Suceava, cu marfă din Suceava, cu butuși din Suceava, cu prelucrați în Suceava, cu făcută mobilă în Suceava și dusă la export. Sau dacă e să vorbim de cei de la Câmpul Lung Moldovenesc, la fel, care au făcut o figură foarte frumoasă în zona asta, adică mai peste, Rădăuțiul, la fel, adică peste tot, nu s-a inventat roata odată cu venirea investitorului. El a preluat un loc lăsat liber, firesc, și a dat mai departe de lucru, evident, venind să facă, pe de o parte, să facă profit, pentru că asta fac oamenii de afaceri și este firesc să fie așa, dar în aceeași măsură a creat locuri de muncă. Locuri de muncă care au făcut ca oamenii nu să poată să se gândească la viitor. Despre asta discutam. Vorbeam de credite, da, de case, de servicii, de copii, de așa mai departe. Închei prin a spune că și voi fi foarte sincer aici, patronul General Schweighofer nu a amintit deloc de faptul că pe piață au fost aruncate tot felul de înjuri invective la adresa domniei fabricii sale. Lui și a domniei sale. Deci nu a spus nimic, sigur. Aceste lucruri făcute de ONG-uri, poate ONG-uri multe în ghilimele, poate și ONG-uri serioase, au făcut și ele puțină vâlvă, au făcut puțin rău, s-au luat măsuri excesive din partea statului de frică, să zicem, iarăși în ghilimele acestor ONG-uri, că ce vor zice ele, dar a fost destul de demn și chiar a transmis așa un mesaj corect din acest punct de vedere, gândindu-se că probabil aceste lucruri poate se întâmplau și în alte țări unde se exploatează lemn și se transformă acesta în cherestean, în mobilă și așa mai departe. Dar închei prin a spune că totuși această umilință nu a avut-o patronul și iarăși e un lucru care îngrijorează în alte state și n-a dat exemplu Germaniei, unde are afaceri, Austriei sau, eu știu, țări dezvoltate, Franța și așa mai departe, unde sunt fabrici ale firmei Schweighofer, a dat exemplu Argentinei și a Belarusului, unde prietenia celor de acolo este una deosebită. Nu sunt probleme, n-au avut loc nu știu ce confiscări de marfă, n-a fost conformă trasabilitatea. Se lucrează și aici, în România, și știm ce înseamnă trasabilitatea lemnului de la tăierea lui din pădure și până la vânzarea mobilei respective în magazin. Deci oamenii chiar aveau sisteme clare prin care puteau demonstra foarte, foarte ușor
că lucrează corect și nu lucrează la negru și n-au marfă cumpărată, nu știu de pe unde, din pădure. Acest lucru îngrijorează statul român și mă îngrijorează pe mine. Ce vor face și ceilalți oameni de afaceri? Dacă mergem în ritmul ăsta, dacă nu vor reuși nici noi politicienii mai de sus, din sferele înalte, nu vom reuși să dăm un semnal de alarmă prietenos mediului de afaceri, nu vom putea să creăm acele parcuri industriale care toți sunt discutate. Ne-am mișcat noi, s-a mai mișcat Suceava. Vom vedea, nu va fi deloc simplu. Acolo mediul economic să-și desfășoare activitatea instituțional așa cum trebuie, ca într-o țară civilizată, și să nu încurcăm pe oameni, fiindcă cred că cel mai mare lucru, și cred că n-am încurcat acum doar această multinațională. În decursul timpului știm foarte bine că au fost taxați, în ghilimele, oameni de afaceri români, oameni de afaceri, poate prin cel mai mare om de afaceri român, a fost la închisoare, într-o vreme în care nu era chiar foarte sigur ce preț are, ce clar, gazul, metan, scump, ieftin, că nu știu ce, presiunea a făcut asupra organismelor statului să aibă nu știu ce preț mai mic la gaz, metan. În sfârșit, sunt lucruri care, într-adevăr, puteai să-l sancționezi, dar în niciun caz, cu ocazia, patronul a fost închis, iar 500-600 de oameni, exact, în spatele lui au plecat acasă. Deci lucrurile astea trebuiau gestionate, cred că, cu ceva mai mare grijă. Da, e foarte adevărat, e foarte adevărat, și am să spun doar că avem un exemplu negativ, dacă vreți, de aici, din zona noastră. Mi-aduc aminte de o secție de prelucrare a laptelui undeva din Vatra Dornei. Da. S-a discutat foarte mult de povestea asta, a fost închisă, uh-huh, și ghiciți, bun închisă, nu s-a mai întâmplat nimic acolo. Știți, asta dă deja, te face să te gândești cum și ce va fi și la Siret. O să luăm un pic de publicitate, domnul primar. Dragii mei, nu plecați, pentru că în partea a doua o să ne propunem să discutăm despre influențele financiare asupra bugetului primăriei orașului Siret, și care bănuiesc că nu sunt chiar de aici de colea. Revenim! Da, am revenit, ne continuăm discuția cu primarul Adrian Popoiu, primarul de Siret, despre ce s-a întâmplat acolo și despre influențele bugetare, spuneam, asupra bugetului primăriei Siret, care nu sunt chiar de neglijat. Domnule primar, plecarea a însemnat nu doar partea socială despre care am discutat și pe care am punctat-o cu sutele de oameni, 250 spuneați dumneavoastră de oameni care au rămas, dar putem spune familii, 250 de familii care au rămas, da, fără venituri, și asta înseamnă ceva în ecuația orașului Siret, pe de o parte, dar eu sunt convins că a însemnat și pentru bugetul orașului bani care nu mai vin, pentru că vorbim de bani pe, nu știu, pe construcții, pe tot felul de lucruri care veneau către Siret, da, către buget, și asta însemna, avea o influență pozitivă. Ce a însemnat ca și pierdere bugetară pentru dumneavoastră? Am să vă spun că în caz nu vine niciodată singur. De regulă. Vă povestesc așa foarte pe scurt ce început de an extraordinar avem noi. Mi-am asumat acest început de an, știam că o să se întâmple în felul acesta, dar din nefericire nu avem alte variante. Se știe foarte clar că noi suntem fruntași la atragerea de fonduri europene. Clar. Prin POR avem 26 de milioane de euro, o parte din proiecte au fost terminate, cele mai multe sunt în plină derulare, șantierele sunt deschise. În martie ultimul șantier va fi deschis la Siret, chiar în zona parcului industrial, dar acest lucru cumva cel care muncește la un moment dat pătimește.
Au crescut foarte mult prețurile la materii prime, materiale, au crescut foarte mult manopera, proiectele noastre au fost scrise în anii 2017-2018, să nu uităm, 2018-2019, 2020, au fost ani de creșteri. Iar 2021 a fost cireașa de pe tort. 2021 a fost cireașa de pe tort, dar eu vreau să vorbesc doar de 2018-2020, fiindcă anul 2021 intră cumva în alte ecuații. Proiectele noastre, încet, încet, datorită acestor întârzieri până la urmă, e diferență foarte mare între atunci când depui proiectul, îl construiești, devizi și așa mai departe, standarde de cost care trebuia să le aplici, că altfel nu puteai câștiga proiectul. Nu sunt iarăși furcile caudine ale statului român, exact, care te împiedică să mergi mai departe, că până la urmă despre asta discutăm, tot felul de avize, autorizații și așa mai departe, acorduri care... Da, împing la 2 ani de zile sau peste 2 ani de zile. Nu uitați că a fost concurență, proiectele sunt evaluate la ADR Piatra Neamț un an, poate chiar mai bine, un an și jumătate, plus ele ajung la minister și acolo, gândiți-vă că doar la final, pentru semnătura celor care își pun pixul pe contract, durează doar atât semnăturile. Știm la un moment dat că am ajuns la compartimentul juridic, la compartimentul financiar, știam că de acolo nu mai este decât un simplu pas. Deci de acolo durează 2-3 săptămâni, chiar o lună, și aștepți cu nerăbdare ca semnăturile. Să semnezi semnăturile, doar atât. Deci de asta vă zic, lucrurile întârzi. Da, și creșterea acestea de prețuri la proiectele noastre de 26 de milioane de euro, undeva de la 2% au crescut la 17%, da? 17% calculat la 26 de milioane de euro, iată, nu mai sunt câteva sute de mii de euro. Apare o sumă destul de mare, de 2 milioane spre 3 milioane de euro. Și eu vorbesc doar la nivelul anilor 2018, 2019, 2020. Acest lucru au fost consfințite prin hotărâri de Consiliu, acte adiționale ale contractelor de finanțare, și această cofinanțare crescând foarte mult, nu mai puteam acoperi din bugetul local. Bugetul a trebuit să găsim soluția. Anul trecut am luat un credit în trezoreria statului, cumva destul de ușor luat și cu o dobândă foarte, foarte bună. Ce înseamnă dobândă foarte bună? 1% peste dobândă de refinanțare. Deci poate fi 2, 3, 4%, depinde dobândă de refinanțare a băncii naționale. Pe o perioadă de 3 ani să putem să asigurăm cofinanțarea proiectelor europene. Altfel închidem, oamenii au nevoie de bani, facturile trebuie plătite, corect, cât se poate de repede, în așa fel încât să putem mișca lucrurile repede din loc. Pentru anul 2021 este ordonanța 15 de ajustare a prețurilor, care a apărut undeva pe 31 august. Nici acum nu se știe chiar foarte clar cum reușim să obținem de la bugetul de stat, totuși, de la bugetul de stat, sumele care trebuie achitate de către primării prin această ajustare. Practic, dumneavoastră le achitați și după aia le recuperați, cam ceva de genul ăsta. Dacă am putea, da, dar nu prea nicio șansă, fiindcă și aici, gândiți-vă că la nivelul anului 2021, deja și acolo au crescut prețurile destul de serios. Corect. Și oricum sumele nu sunt absolut deloc mici. Deci noi, în momentul de față, 13 milioane de lei aproximativ am luat acest credit din trezorerie și aproximativ 9 milioane de lei sunt aceste creșteri din ajustările prevăzute în ordonanța 15. Deci acești 9 milioane de lei cumva îi vom recupera de la bugetul de stat. Probabil nu vom reuși să plătim înainte. Încă nu se știe exact modalitatea acestei recuperări. Cum se va face? De bani de la bugetul de stat. Cum se va face? Și suntem totuși practic, în luna... Practic e un act normativ, dar fără să dea și modul de folosire, să spunem, sau ce se întâmplă după, sau exact, regulamentul. Normele de aplicare au fost date destul de greu și încă lumea se mai gândește exact cum,
se vor rambursa aceste sume. Da, și continuând, anul acesta, doar pentru creditul luat anul trecut de la trezorerie, trebuie să plătim 4,8 milioane de lei. 4,8 milioane de lei înseamnă exact jumătate din bugetul nostru, care este de aproximativ 10 milioane de lei. Cu sau fără... Buget total? Buget total e 10 milioane de lei. Nu vorbim de dezvoltare sau orice, vorbim de bugetul orașului Siret. Vorbim de bugetul orașului Siret, de veniturile noastre. Veniturile noastre proprii sunt constituite, așa foarte repede am să vă spun pe scurt, din impozit pe venit, din salarii, impozit pe venit care ajunge undeva la 6,8-6,9 milioane de lei, sumă destul de frumușică de altfel. Avem o sumă foarte mică din TVA, cotele defalcate din TVA, deoarece cumva se echilibrează. Nu, se echilibrează faptul că noi avem mai mulți bani din impozit pe venit din salarii și aici vin de la agenții economici, de la firma Timber, de la instituțiile publice din oraș. Gândiți-vă că avem vamă, poliții de frontieră, spitale, deci undeva se adună o sumă destul de mărișoară. Numai că cotele din TVA sunt destul de mici, 7,8 milioane de lei, deci undeva 7 milioane de lei este suma totală, 7 milioane și ceva de lei este suma totală obținută din impozitul pe venit, din cote defalcate din TVA. Deci noi, undeva în orașul Siret, trăim cam aproape în proporție de 80 ceva, 90% din banii noștri. Banii care îi câștigăm pe teritoriul totalului. Banii spuneați că impozitul pe venit și TVA sunt banii care vin pe formulă? De așa vorbim? Formula înseamnă 810 lei ori am înțeles, dar banii populația practic, orașului. Așa se spune, care vin bani pe formulă și vin prin direcția de finanțe publice, nu parcă așa ceva. Exact, prin direcția de finanțe publice, exact. Exact, este... Și practic rămâne o diferență, să spunem, de 2 milioane, care înseamnă venituri... O diferență de aproape 3 milioane de lei sunt veniturile noastre care sunt impozite și taxe pe proprietate de la persoane fizice și persoane juridice. Deci undeva 10 milioane de lei. Aici, din acești 10 milioane de lei, aproape 5 milioane de lei trebuie să-i... restituim băncii pe ratești de bănci, trezoria statului, să știți că nu te iartă, a doua zi, dacă n-ai plătit, noi am avut în ianuarie lucrul acesta, a doua zi îți vine hârtie și îți blochează conturile. Aceste sume, îți blochează conturile și îți blochează exact cotele din TVA și cotele din impozitul pe venit global, adică 70%, 80% din buget îl blochează, aproape că nu mai poți funcționa. Și rămân 5 milioane de lei pentru cheltuieli de funcționari, nu mai zic de dezvoltare. Gândiți-vă că doar salariile primăriei în momentul de față se ridică la peste 6 milioane de lei, deci noi oricum nu acoperim nici măcar salariile până la sfârșitul anului, doar cheltuind pe rate și dobânzi și salarii. Nu mai poți face nimic. Avem două spitale în oraș, avem două școli, avem spații verzi, sunt atâtea lucruri de făcut, motorină, apă canal, toate celelalte. Energie electrică. Utilități, energie electrică, iluminat public. Deci pentru aceste lucruri nu ne mai rămâne din nefericire niciun leu. Probabil vor fi găsite soluții aici. Noi am făcut deja demersuri. Vă voi povesti dacă va fi nevoie și de acest lucru. Dar la acest necaz, dacă vă spuneam că el nu vine niciodată singur, a mai părut așa din senin, din neant, povestea cu Timber. Povestea cu Timber. Un milion de lei, eu zic că e o cifră mică, reprezintă impozitul pe venit din salarii într-un an de zile. Deci, undeva, probabil, nu va fi chiar 10 milioane de lei impozitele și taxele strânse din orașul Siret și bugetul nostru. Cred că va fi puțin mai mic. Și gândiți-vă că, cred că tot aproximativ un milion de lei în cei 11 ani de când funcționează Timberul la Siret, noi am obținut donații și sponsorizări de la această firmă de 2 milioane de lei. Deci aici se mai adaugă aproape un milion de lei care obțineam zilnic pe tot felul de proiecte sociale. Proiecte sociale care au fost binevenite, ne-am bucurat de ele, evident,
Am și mulțumit firmei care ne-a sponsorizat, dar întotdeauna aceste pachete sociale pentru orașul Siret a fost o mană cerească. Am reparat școli, vă dau doar un singur exemplu, la spitalul de psihiatrie, când am construit spitalul nou, noi nu aveam niciun fel de dotare, nu aveam la bucătărie absolut nimic, veselă, eu știu, utilaje specifice. Deci am construit clădirea, Ministerul de Sănătății ne-a spus, descurcați-vă de acum cu ce aveți voi. Da? Și toate acestea au fost aduse de către firma Schweighofer la vremea respectivă. Toată, asta a însemnat... Tot mobilierul, tot ce a însemnat acolo. Deci noi am terminat o construcție și am adus... Și practic el a utilat-o, ca să zic așa. Practic el a utilat-o. Practic exact. El a utilat-o. Știți, e bine de spus, pentru că privit în exterior, știi, ceva de genul, ăștia au venit, au făcut profit și au plecat acasă. Nu. Parte din profit a rămas la Siret, parte din profit, parte. Mă rog, cât și-au putut permite. La exact. Capitolul donații au dat și către Siret, au dat și către Rădăuți, că și aici era aceeași poveste, și într-o parte și în cealaltă. Și asta deja e o nota bene, să spunem, pentru că spuneați de spital, aveați o clădire pe care nu o puteați folosi pentru că... Da, și vă mai dau încă un exemplu. Am închis furnizarea agentului termic în oraș în anul 2014. N-am avut cum să mai susținem acea activitate. Era oricum împovărătoare, faliment și așa mai departe. Lucrurile erau complicate, cum sunt și acum în anumite locuri din țară. A trebuit să construim mai multe centrale termice. Gândiți-vă că centrala termică de la Spitalul Roșenesc a fost construită 100% cu bani de la această firmă. Mai mult, din anul 2014, din la final până acum, întotdeauna firma Timber a asigurat agentul termic, pelet și așa mai departe. Deci relația a fost una foarte apropiată. Benefică, și ne-a salvat de multe ori din tot felul de lucrușoare. Nefiind un oraș foarte bogat, a fost pentru noi... încă o dată, mană cerească, și am reușit să oferim condiții bune celor care veneau la spitalul de psihiatrie sau la spitalul orășenesc. Nu mai zic de azilul de bătrâni, nu mai spun de tot felul de acțiuni sociale, inclusiv echipa de intervenție la domiciliu, dotată cu toate cele, mașină, oameni care au fost plătiți un an și ceva. Deci lucrurile au funcționat și sunt foarte multe proiecte de acest gen. Gândiți-vă că suma se ridică, așa cum spuneam, la aproape 2 milioane de euro. Oh. O sumă impresionantă, ar spune exact. Eu, și care spune foarte, foarte mult despre practic ce s-a întâmplat acolo și cât de aproape v-au fost și care influența bugetară vis-a-vis de dumneavoastră și de primărie și influența bugetară vis-a-vis de anul de grație 2022 sau începând cu 2022. Dacă, Doamne ferește, rămânem în zona, nu se întâmplă nimic, nu știu, strategic, să vină altcineva să cumpere și să facă ca lucrurile să funcționeze, poate deveni o mare problemă. Poate deveni, evident, o mare problemă. Sigur că da. Da, da, din păcate, știți, nu sunt vești tocmai bune și asta face ca lucrurile să se complice. Dar totuși... Pot continua puțin, mă rog, și mă rog. Aici, sigur, noi căutăm soluții. Nu stăm pe loc, luptăm. Sunt convins. Bani sunt, că ni s-a reproșat la un moment dat, nu mai aveți bani din cauza proiectelor europene. Da, bani avem pentru proiecte europene, să le derulăm în continuare, fără probleme, avem acei bani la trezorerie. E foarte bun că mai avem un credit tampon la Banca Transilvania, deci vrem ca până în anul 2023, până 31 decembrie, să închidem toate proiectele, să ne bucurăm de ele, să crească calitatea vieții, clar, în orașul Siret, dar trebuie să găsim soluții să acoperim aceste creșteri de prețuri și soluțiile constau în adrese făcute în momentul de față deocamdată către instituțiile statului, prefectură, Consiliul Județean, Ministerul de Finanțe, Ministerul Dezvoltării Regionale și așa mai departe. Semnale sunt și la Consiliul Județean și de la prefectură. Probabil va fi un act normativ în următoarea perioadă de susținere, de sprijinire a orașului Siret. Chiar dacă lucrurile se mișcă încet, anul acesta este greu, este pandemie, nu e un buget la nivel național foarte generos,
Dar cred că prioritatea numărul zero trebuie să fie absorpția fondurilor europene. Așa cum a și declarat-o la finalul anului 2021 domnul Cechi Atila, care exact la conferința de bilanț, la conferința de presă de bilanț, a spus că prioritatea numărul unu pentru el a fost absorpția de fonduri europene. De aceea noi ne vom duce cu drag, când vom avea și o propunere de hotărâre de guvern, ne vom duce cu drag chiar la domnul Cechi Atila, îi vom spune ce ni s-a întâmplat nou. Probabil nu vom fi singuri în țară, dar noi, având foarte multe proiecte europene, ne stând încă o dată cu mâna întinsă la bugetul de stat, nu avem decât două PNDL-uri mititele, adică nu avem niciun proiect finanțat prin Compania Națională de Investiții. Am încercat să ne descurcăm singuri, dar iată, la Compania Națională de Investiții, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aceste creșteri de prețuri le suportă bugetul de stat. Pe fonduri europene, cel care muncește este taxat. Spunem noi, întrebăm, unde este egalitatea de șanse? Sperăm să fim egal cu ceilalți și să ne poate sprijini în demersurile noastre, în așa fel încât să putem duce la bun sfârșit proiectele începute. Mă uitam, mai zilele trecute am văzut o intervenție pe care a avut-o la un moment dat patronul, ca să zic așa, Autotehnorom, care vorbea despre faptul că, despre drumul Iași, despre axa Iași-Suceava, și despre ce a însemnat și ce înseamnă actualmente povestea asta în termeni reali. Vorbea despre prețuri, despre creșteri de prețuri și despre influențe și despre faptul că la un moment dat toate astea pot crea disconfort, respectiv poate să nu termine la timp sau mă rog, în timpul pe care și l-a asumat contractul, să nu termine lucrările și așa mai departe și cu disconfortul de cuvință, să spunem așa. Dar toate astea vin până la urmă dintr-o, hai să spunem așa, dintr-o zonă pe care statul, prin instituțiile sale, a lăsat-o un picuț așa cumva de izbeliște. Poate și de asta, dacă vorbim de oameni de afaceri, poate și de asta oamenii de afaceri au așa o reticență vis-a-vis de colaborarea cu statul român în tot ce înseamnă parteneriat. Că până la urmă în parteneriat eu fac beneficiu, nu fac un business, din businessul respectiv pleacă către stat. Și TVA pleacă și impozit pe profit și pe salarii și așa mai departe. Adică sunt un partener, să spunem, care dă bani înapoi la stat, numai că statul nu vine lângă mine în toată povestea asta și creează disconfort unităților administrative, teritoriale administrative. Cam despre asta discutăm. Da, parteneriatul între mediul de afaceri și autoritățile locale și centrale trebuie să fie unul solid. Ați atins aici un subiect foarte sensibil. Din nefericire, noi nu ne asemănăm aproape deloc cu țările civilizate. Și aici vreau să dau doar exemplu Poloniei, care am fost până acum 32 de ani frați. Am pornit aproape din bloc starturi. În același timp. În același timp, clar. Statul polonez într-adevăr a făcut foarte, foarte multe lucruri pentru oamenii de afaceri și le-a dat clar viziunea pentru viitor. Noi trebuie să inventăm. Roata oamenii de afaceri trebuie să zburde prin hățișuri legislative, lucru care nu dezvoltă și se vede foarte clar. Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia au luat-o înainte. Noi am rămas foarte mult în urmă și cred că trebuie să ne trezim. Nu știu când, nu știu cum, sincer, dar trebuie să găsim oamenii potriviți care să gândească la dezvoltare generală și nu numai la dezvoltare electorală. Da? Fondurile naționale. Corect, trebuie folosite corect. Clar pentru dezvoltare. Nu duse niște resurse în niște localități foarte mici. N-am nimic, m-aș bucura ca toți să aibă și toate utilitățile din lume. Dar poate să prioritizeze cumva. Dar se poate prioritiza. Trebuia să avem până acum autostrăzi. Clar, deci nu... Trebuiau prevăzute resurse, clar, pentru obiectivul numărul 0. Restul ce urmează? Dar noi a trebuit să avem obiectiv electoral pe primul plan. Orice politician a gândit așa, poate că am gândit și eu în felul acesta, nu pot să-mi dau seama, dar ar trebui să ne schimbăm un pic optica. Sper să nu fie prea târziu. Apropo de Polonia, știu că, cred că anul 2019 a însemnat pentru Polonia
un procent de 140% banii europeni luați. Și la vremea aia mă întrebam, bă, cum 140? Că eu puțin la matematică pe care o știu, mă duceam 100%. De unde 140? Practic din 40 veneau de la noi, din România, sau eu știu, alții care nu luau banii. Ei au putut lua banii, dar au făcut ceea ce trebuia. De aia spuneam că statul nu ți-e partener, pentru că la noi statul te privește, când mergi să iei un ban european, vorbesc de mediul de afaceri, te privește așa chiar și spune, bă, tu vrei să iei banii ăștia, tu vrei să iei furi, bă, tu vrei să iei duci banii ăștia acasă, bă, tu nu vrei să faci nimic. Cam așa e privit aici în România. Și o poveste pe care o știe toată lumea, dar statul n-a flexibilizat nimic în zona asta. Asta pe de o parte. Pe când acolo lucrurile au fost cu totul, cu totul altfel. Dacă e să vorbim de autostrăzi, am spus-o, o mai repet, am luat-o eu anul ăsta. Și acum, recent, am venit din Ungaria, am fost în Ungaria, am să fac doar o paranteză, vreau să-i laud, pentru că dacă e să vorbim de turism, am de ce să-i laud, plecând de la calitate, prețuri și așa mai departe, și e de neînțeles ce se întâmplă în România pe același segment și comparativ cu Ungaria, dar vreau să vă spun, domnule primar, că am venit de acolo, am pus pe telefon, am zis hai să vin cu, să merg la Oradea și m-a dus în Vama Borj 2, nu știu dacă știați că există. Vama Borj 2, care este pe autostradă. Ungurii, ca să ne înțelegem, nu știam ce s-a întâmplat, eu nu știam unde am ajuns. Ungurii au ajuns cu autostrada până în granița României. Deci Vama e pusă, containere și așa mai departe, pe autostradă. Ghiciți la noi. Nu. Și atunci, într-adevăr, când vezi că vii și încerci, investești și aștepți ca promisiunile făcute în, nu știu, acum 10 ani, acum 20 de ani, acum 30 de ani, acum 15 ani, acum nu se mai materializează, îți iei ca la bălăcu și pleci. Probabil asta s-a întâmplat. Corect, și cu ați spus foarte bine. Acum, din experiența noastră cu Polonia, noi suntem înfrățiți cu mai multe localități de acolo. Am fost în vizită în anul 2008-2009, diferențele față de atunci sunt incomensurabile, distanța este uriașă, deja probabil civilizația Poloniei este aproape de cea vecinilor de Germania. Dar un singur lucru vreau să vă amintesc, 2009, perioada de finanțare fondurilor europene 2007-2013. Într-o vizită le-am povestit de proiectele noastre, am povestit și ei de proiectele lor și s-au uitat întrebător la noi, bă, dar voi de ce n-ați început încă proiectele? Că deja noi suntem pe final. Cum sunteți pe final? Pe noi deja am consumat 90% din fondurile europene. Problema noastră este ce o să arătăm în următorii ani la oameni, până în 2013, până la închiderea exercițiului financiar, nu ne rămân decât resursele noastre bugetare și resursele de la bugetul de stat din Polonia. Și nu vom reuși să facem mare lucru. Și avem alegeri în 2012. Da, își puneau problema asta. Și noi eram la 3%. Noi, evident, la vremea respectivă, n-am început niciun proiect. Primele proiecte fondurilor europene le-am început în 2010, încă destul de repede, spun eu. Gândiți-vă că noi suntem pe perioada de finanțare 2014-2020, suntem în 2022 și suntem în plin având șantierele, deci lucrurile cam ar fi trebuit să fie terminate, dar noi am semnat acum un an și patru luni, acum un an și două luni, aproximativ, ultimul contract de finanțare, deci la un an și două luni cu licitații, cu tot ca la bălăcul birocratic, încă e bine că suntem aici și reușim să implementăm proiectele acestei europene cu succes. Da, e un semnal de alarmă care vreau să-l dau încă o dată la nivel general, să ne schimbăm optica, să încercăm să fim prietenoși cu mediul de afaceri și să avem o viziune în zona aceasta, nu știu, de sus în jos, mai multe parcuri industriale, să-i atragem, să-mi facilități. Gândiți-vă, dar lumea nu vine să investească în zona Moldovei, bun, și din cauza infrastructurii și așa mai departe. Dar o firmă nouă, dacă vine la noi cu o investiție de, nu știu, câteva milioane de euro, sau nu are importanță suma, obține de la Ministerul de Finanțe, prin Consiliul Concurenței, un ajutor de stat care se cifrează la 50% din total investiție, lucru care nu se întâmplă, de exemplu, în zona București, Ilfov, în Transilvania, zone mai bogate și așa mai departe. Suntem singura zonă, zona nord-est. Dar cu toate acestea, chiar dacă 50% din investiție o recuperează agentul economic respectiv, iată că oamenii aceștia nu vin și știu de lucrul acesta. Deocamdată, lipsa infrastructurii, probabil nici cultural, nu suntem
la nivelul lor, deși Bucovina, noi suntem un pic mai mândri că facem parte din... Fudui de nu e adevărat. Transilvania, suntem așa o codiță a Transilvaniei, iată că oamenii nu trec munții și așteptăm, stăm, din potrivă, din nefericire, unii oameni de afaceri pleacă de la noi. Domnul primar, timpul a zburat, tot din nefericire, discuția una foarte interesantă. Vă mulțumesc pentru că v-ați făcut timp să povestim. Sunt absolut convins că n-am reușit să atingem tot ceea ce ar fi trebuit să atingem, că mai sunt încă lucruri de discutat și de spus. Din păcate, timpul zboară, spuneam, și am ajuns pe final de emisiune. Ce să vă spun? Vă doresc să aveți putere și determinare să găsiți soluții, pentru că să știți că lumea către dumneavoastră să uite, că așa suntem noi învățați, ne uităm către primar, către primărie să facă ceva. Și aici vorbim de acel ceva care poate însemna, nu știu, la un moment dat, un alt investitor care să preia frâiele și să facă ceva pentru dumneavoastră și pentru cei pe care îi păstoriți. Putere mult încă o dată, domnule primar, mulțumesc, și mulțumesc! Mulțumesc din suflet! Și dumneavoastră vă mulțumesc, dragii mei, pentru că ați avut timp să stați de vorbă cu noi, să ne ascultați, pentru că emisiunea a fost una foarte, foarte punctuală și discuțiile au fost mai mult decât interesante, toate legate de ce se întâmplă la Siret. Să aveți parte de o seară frumoasă, să vă bucurați de sănătate și să o prețuiți. Numai bine! La revedere!